Chiar dacă ne aflăm în perioadă de pandemie cu aceste reguli destul de stricte cu privire la distanțarea fizică, la aglomerațiile din oraș, Cernavodă, primăria din Cernavodă dorește să ofere locuitorilor săi sărbători de iarnă cât mai călduroase, ca să le spunem, și văd că aveți mai multe lucruri în pregătire. Despre ce este vorba? Da, într-adevăr, pregătim cupola care va fi deasupra patinoarului. Va fi pavazat și luminat primăria în culorile galben-albastru. Și, într-adevăr, va fi un brad de Crăciun de 12 metri pătrați. Da, într-adevăr, noi ne pregătim, noi încercăm să fim gata până la 1 decembrie, la 1 decembrie vrem să inaugurăm. Sperăm că timpul ne va lăsa și putem și patinoarul, bineînțeles că trebuie să fie sub 10 grade ca să poată fi înghețat, și sperăm că putem să pe 1 decembrie să dăm drumul activității și să facem inaugurarea. Despre instalațiile de iluminat din oraș ne puteți spune? Sunt 430 de stâlpi care vor fi cu instalații puși și montat pe ei. Bineînțeles, tot centru, toți pomii care sunt pe centru și pe piațetă vor fi împodobiți. Parcul la fel va fi împodobit și, bineînțeles, toate parcurile din Cernavodă vor fi împodobite. Vă spun, podul la fel, strada Megidiei, deci toată zona până în campus, la sensul giratoriu din șantier, de la unitatea 1, care și acela va fi luminat și puse ornamente. Podul Sfânta Maria din Cernavodă se pregătește să îmbrace haine de sărbătoare. Această construcție simbol a orașului va fi iluminată cu mii de beculețe. Aceste beculețe au fost amplasate la inițiativa primăriei din Cernavodă, evident, și totul va fi împărțit în 26 de bare transversale. Pentru CT News, Adrian Boioglu.